La audiența generală de miercuri, 30 aprilie 2014, a luat parte și un grup de pelerini din România, însoțiți de episcopul diecezei romano-catolice de Iași, preasfințitul Petru Gherghel, care a prezentat Sfântului Părinte Papa Francisc noile coroane și mantie artistică ce vor împodobi icoana Maicii Domnului de la Cacica. Noile veșminte și coroanele icoanei de la Cacica au fost realizate de artiști de la Sanctuarul Maicii Domnului de la Częstochowa și de la Gdansk, în Polonia. Încoronarea oficială a icoanei de la Cacica va avea loc cu ocazia pelerinajului internațional de la 15 august 2014. Sanctuarul catolic din Bucovina, cunoscut locaș de rugăciune și pelerinaj pentru credincioșii diecezei de Iași, dar și pentru cei din alte dieceze din țară și de peste hotare, a fost ridicat la demnitatea de Bazilica Minor în anul Marelui Jubileu al anului 2000 de Sfântul Ioan Paul al II-lea. În legătură cu pelerinajul la Roma al icoanei Maicii Domnului de la Cacica, redacția română Radio Vatican a realizat un amplu interviu cu preasfințitul Petru Gherghel. Să ascultăm în cele ce urmează prima parte a interviului. Preasfințite Hristos a înviat, bun venit la Roma și la Radio Vatican! Adevărat a înviat, bine v-am regăsit. Miercuri, Papa Francisc a binecuvântat noile coroane pentru pruncul Iisus și Maica Domnului, destinate icoanei Maicii Domnului de la Cacica. Cum ați trăit acest eveniment și care este importanța gestului pe care Sfântul Părinte l-a făcut pentru icoana Maicii Domnului? Începând cu 3 ani de zile în urmă, noi am avut mereu gândul ca să-L întâlnim pe Sfântul Părinte și să ne binecuvânteze icoana Maicii Domnului de la Cacica, copia Madonei Nera de la Częstochowa. L-am așteptat acest moment cu mare bucurie. Am venit la Roma într-un chip cu totul special, cu un grup de preoți, credincioși, laici, responsabili pentru această activitate legată de sanctuarul de la Cacica. Dar nu numai noi, ci am adus și icoana Maicii Domnului, icoană înfrumusețată, înnobilată, prin efortul tuturor credincioșilor din dieceza noastră. 3 ani de zile, icoana Preacuratei Fecioare Maria a vizitat, săptămână după săptămână, parochiile noastre, purtând o binecuvântare specială, mai ales în cadrul celor 3 ani dedicat familiei creștine. Am considerat că Maica Domnului, icoana ei, poate să întărească în această prețuire a familiei toate mamele și tații și, desigur, toate familiile noastre. De aceea am nutrit acest moment și iată că am ajuns la Roma însoțit de icoana Maicii Domnului, prezentând-o Sfântului Părinte Papa Francisc, ca el să acorde o binecuvântare specială cu care noi ne întoarcem acum acasă. Te bucuroși pentru acest moment și sigur că te bucuroși pentru că toți cei care o iubesc pe Maica Domnului au dorit și doresc acest lucru, să știe că este încoronată printr-un efort comun. Suntem bucuroși că Maica Domnului ne-a însoțit în timpuri grele, perioada grea dictaturii, ne-a chemat la sanctuarul ei și sigur că încercăm să-i fim recunoscători cu acest gest al nostru, de la episcop, la preoți, la persoane consacrate, la simpli credincioși și mai ales din partea tinerilor și a copiilor, și aceasta este o mare bucurie. Preasfințite, ce ne puteți spune despre coroanele pe care Papa Francisc le-a binecuvântat la audiența generală în piața Sfântul Petru? Pot spune că aceste coroane sunt darul credincioșilor noștri și pentru a oferi un dar mai potrivit cu istoria icoanei noastre, cu rolul pe care l-a avut Maica Domnului în istoria bisericii noastre, noi ne-am îndreptat spre Częstochowa, spre sanctuarul de unde cândva această imagine a venit la noi.
Și sigur că specialiștii de la acest sanctuar ne-au ajutat ca să oferim Maicii Domnului o coroană adevărată, frumoasă, care să împodobească capul Maicii Domnului și al pruncului Iisus, pentru că e vorba de două coroane. Noi știm că este încoronarea Maicii Domnului. Pe lângă această coroană, care este, sigur, un dar, zic eu, prețios al tuturor credincioșilor, Maica Domnului a primit și o haină nouă. O haină care s-o aducă mai aproape de icoana de unde a pornit, de la acest ocov. Sigur că s-a realizat această lucrare cu specialiști de la sanctuarul din Cestocova și cu un specialist, Marius Trapikovski, de la Gdansk. Suntem bucuroși pentru că această icoană acum s-a întors acasă din acest pelerinaj și la Cestocova și suntem bucuroși că a ajuns aici, la Roma, aici, la Sfântul Părinte, aici, în această atmosferă de mare sărbătoare, când Papa fericitul Ioan Paul al II-lea a fost înălțat la demnitatea de sfânt împreună cu fericitul Papa Ioan al XXIII-lea. Sunt foarte bucuros pentru această legătură a binecuvântării coroanei Maicii Domnului de actualul Sfânt Părinte în atmosfera aceasta trăită aici la Roma de atâția pelerini care au iubit-o și o iubesc pe Maica Domnului. Între aceștia vrem să ne numărăm și noi. De aceea sunt bucuros că drumul Maicii Domnului prin parochiile noastre a continuat la Cestocova și a ajuns la Roma. Sperăm că de aici, întorcându-ne acasă, Maica Domnului cu o haină nouă, cu o coroană nouă, să-și continue generozitatea, binecuvântând țara noastră, grădina ei, așa cum a numit-o Sfântul Ioan Paul al II-lea, întreaga noastră biserică și, sigur, biserica noastră locală, sau Moldova și Bucovina. Pentru aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu și îi mulțumim Sfântului Părinte că a binevoit să binecuvânteze această lucrare a noastră de credință, a credincioșilor noștri, și că avem acum o icoană a Maicii Domnului împodobită frumoasă. Pe 1 mai începe o lună pe care poporul creștin a dedicat-o cu mare devoțiune în cinstea Maicii Domnului. Aveți o rugăciune la care țineți mai mult decât la celelalte, în devoțiunea preasfinției voastre față de Sfânta Fecioară? Ar trebui să nu încetăm de a o premări cu de felurite rugăciuni. Pentru mine, rugăciunea care mi-a adus întotdeauna un plus de curaj, chiar de răspuns la așteptările mele, a fost toată frumoasă Ești Marie. Această rugăciune, această cântare, de fapt, mi-a deschis și mie porțile de a intra la seminar. Că între întrebările care le-am primit atunci, mi s-a spus să intonez și un cântec pe care eu îl cunosc. Sigur că această cântare, auzită de nenumărate ori în biserica noastră, a fost cântecul ales de mine pentru a putea să trec examenul la seminarul nostru din Iași. Și Maica Domnului, sigur că am plinit atunci acea dorință, dar nu numai atunci, de foarte, foarte multe ori, am repetat această rugăciune și sigur că m-am simțit totdeauna, chiar fără meritele mele, ocrotit de Maica Domnului, pentru că ea este o mamă a tuturor, sigur, și a noastră, a celor care ne zbatem pe acest pământ sau avem multe suferințe și multe lipsuri, greșeli. Ea este mama noastră a tuturor. A fost preasfințitul Petru Gherghel cu prima parte dintr-un amplu interviu despre pelerinajul la Roma în care Papa Francisc a binecuvântat noile coroane și mantie artistică a icoanei Maicii Domnului de la Cacica.